Vă salut, dragi prieteni, și din nou îl avem în prim plan pe Borisache. Am ieșit un pic la pădure. În mod normal, noi mergeam pe cealaltă parte, însă am văzut câteva oi pe acolo cu niște câini și n-am vrut să risc să se întâmple lucruri neplăcute, așa că am venit cu el pe altă parte, pentru că nu l-ați mai văzut în ultimul timp. Țin să menționez că Borisache a avut ceva probleme după ce l-am legat acolo în spate. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, a răcit. Și efectiv nu s-a mai ridicat de jos. De aceea și fac acest videoclip. Se ridica foarte greu, nici acum nu merge prea bine. Încă e pe tratament, însă și-a revenit și mănâncă, nu mai mâncat vreo 4 zile. I-am făcut tratament și acum, Doamne ajută, încet încet se pune pe picioare. Suntem în a treia zi de tratament și văd că dă roade, însă și acum e foarte foarte greu să mișcă, cel puțin când se ridică de jos. Se ridică destul de greu. Nu prea are chef de nimica. Dar a început să mănânce destul de bine. Și după cum puteți observa, se mișcă și destul de ok. Acum să sperăm că vor fi toate bune și nu apar alte complicații. O să mai discutăm așa pe parcursul vlogului, pentru că n-aș vrea să vă plictisesc prea tare filmând doar așa pe drum. Vedem, urcăm pe aici prin livezile astea de prun, sau nu știu cum să le zic, de pe vremea colectivului. Și mai povestim pe acolo, mai tragem câteva cadre și mai povestim. Și efectiv am ajuns prin pădure pe aici. În mod normal era drum, după cum se poate observa, însă n-a mai circulat nimeni pe aici de ani de zile. Pomii scăzuți pe mijlocul drumului. Un drum vechi, bănuiesc. Eu n-am mai fost pe aici de ani de zile. Să vedeți pe ce era cândva și un pârâuaș, să zic așa, care nu mai e. Aici pe jos era un pârâu mic, însă nu mai este. Foarte mult alun pe aici. Foarte mult. Trebuia să-mi iau un cuțit să fac și o boată. Deci, numai bun de făcut pocii la roșii. Hai, să mai urcăm. Și după cum spuneam, după vreo 3 zile, după ce l-am pus pe lanț, hai să nu exagerez, da, după 3 zile a început să devin așa mai abătut, zic, bă, o fi de la lanț, cum l-am mutat eu,
poate nu-i convine că e pe lanț, că e singur aici în spate, n-am băgat atâta în seamă. Și a cincea zi îl văd că efectiv se ridica foarte greu, numai dacă îl trăgeam eu de lanț mai venea la mine. Zic, poate îmi face vreo șmecherie, nu vrea să mă mai bage în seamă, zic, că e supărat, că stă aici singur. E, una șasea zi, nu se mai ridica deloc. Gen, se ridica doar dacă îi puneam lesa la gât și tremura foarte, foarte tare pe picioare. Deci tremura pe picioare când se ridica. Zic că e o problemă. Am sunat direct veterinarul și bineînțeles m-am dus cu câinele la veterinar. I-a făcut o injecție și ca să nu merg eu în fiecare seară cu el la veterinar, mi le-a dat să-i fac eu în mușchi. Pentru că eu le-am mai făcut, după cum știți. Și la corso eu îi făceam. Și când mi-a fost bolnav, eu îi făceam perfuzii. Deci n-am o problemă. Hai, bă! Hai! Și i-am făcut și lui. Am făcut vaccinurile mușchi. Și acum, după 3 zile de tratament, e ok. Adică ok, în sensul că se ridică, vine la mine și cel mai important, și mănâncă. Nu mânca nimic. Deci nu a mâncat nimic, absolut nimic. Cu câte tandrețe vine el, nu cumva să te agheți pe undeva, să-ți rămână vreun fir de păr. Foarte atent, foarte domnos câinele ăsta. Așa. Acum mănâncă, nu mai sunt probleme cu băiatul, doar că încă nu-i recuperat 100%, slăbit și foarte tare. Bineînțeles, am mai luat și calciu, am mai luat. Și continuăm tratamentul, 7 zile. Acum să sperăm că ajută Dumnezeu și va fi în regulă. Ia uitați, să mergem să vă arăt un view de aici de sus. Pentru că am urcat pe o parte și o să coborâm pe alta. N-am mai fost pe aici de ani de zile. Deci, în momentul de față, e în afara oricărui pericol, să zic așa. Doar că are nevoie de mișcare mai multă, bineînțeles, mâncare mai bună și îngrijiri suplimentare. Și sperăm că o să fie ok. Ia, fiți atenți. Acolo jos avem și mașchineta. Se vede ceva. Și aici avem ursul. Se vede un pic că o slăbit. Însă n-am ce să-i fac. Se recuperează el dacă e bine. Și mi-au mai intrat și femelele în călduri. Deci ambele femele de Asia Centrală, în momentul de față, îs în călduri. Și bineînțeles că ăsta face nazuri și din cauza asta, la mâncare și la toate lucrurile astea. Cam asta e treaba cu Borisache. Nu știu cât m-am făcut de înțeles sau cât de bine am putut eu să vă explic. Dar concluzia e în felul următor. A fost bolnav, de asta n-am mai postat cu câinii nimic. Și acum încet, încet începe să-și revină. De aceea nu l-ați mai văzut prin vloguri. Cam asta-i. Până data viitoare,
vă salut, vă respect și vă mulțumesc pentru faptul că vă uitați la vlogurile mele. Toate cele bune și numai bine. Sănătate multă!